Bun găsit, prieteni! O dimineață relaxantă pentru mine. Sper că se întâmplă așa și pentru voi dacă sunteți în vacanță și o să vorbim despre ceva relaxant, dar foarte serios în același timp. Cercetătorii de la Universitatea din New Mexico au descoperit că un medicament, cannabisul, extractul din cannabis este foarte bun pentru eliminarea efectelor depresiei și a crizelor de anxietate și aceiași cercetători au ajuns la concluzia că sunt mult mai bune extractele uscate din muguri de cannabis decât produsele farmaceutice realizate din această plantă. Ele pot să vindece chiar depresia, care, după cum bine știm, sau dacă nu știți, o să vă amintesc eu, dacă nu mai țineți minte, am mai făcut un vlog despre depresie și am vorbit chiar cu un psihoterapeut despre asta. Până în 2030, oamenii de știință au ajuns la concluzia că cea mai importantă cauză de deces va fi această boală, depresia, care este o boală iată a secolului nostru, a acestor vremuri, și cannabisul, care este, mă rog, o plantă controversată, să spunem, dar care are multe, este o plantă destul de ieftină, care, spre deosebire de alte medicamente, alte tratamente mai costisitoare, ea este și foarte eficientă în tratarea mai multor boli, cancerul și anumite alte afecțiuni pot fi tratate, sau, în orice caz, starea pacienților poate fi ameliorată de către medicamentele care conțin extract de cannabis, dar, vă spuneam, cercetătorii de această dată, în ceea ce privește depresia și tratarea efectelor anxietății și ameliorarea stărilor de anxietate, au ajuns la concluzia că este mai bine să se consume muguri uscați din această plantă, pentru că efectele sunt practic imediate, în doar câteva minute, spre deosebire de medicamentele care sunt legale în anumite țări și se găsesc în farmacii. Ele au un efect, să spunem, întârziat, presupune o administrare zilnică timp de câteva săptămâni. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor cu acest domeniu, dar trebuie să fie explorat, lăsând la o parte prejudecățile sau controversele care există asupra acestui subiect. Eu consider că ar trebui să se facă medicamente care să trateze oamenii, iată, care suferă de depresie sau care au alte afecțiuni. Dacă se poate, dacă astfel de probleme se pot ameliora, măcar ameliora, dacă nu chiar trata. Vă pup, ne vedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată, vă doresc!